Bună ziua, dragi prieteni din Fecioară. Haideți să vedem la Fecioară. Fecioară. Vreți să plecați undeva sau vă gândiți că dacă ați pleca în altă parte ați avea mai mult noroc în dragoste? Sau v-ar merge mai bine cu această persoană, dar arată că nu. Se rezolvă ceva cu comunicare, o să vorbiți cu o persoană cu care n-ați mai vorbit de mult sau pe care vă doriți să fie în viața dumneavoastră. Dacă așteptați să se întoarcă un ex, se întoarce, dar parcă nu-l mai vreți dumneavoastră pe ex, așteptați o hotărâre... Luați o hotărâre sau așteptați. În legătură cu o persoană nouă cu care aveți relație. Aha. Așa să vedem. Ce numai una e bună. Ok. Certuri în familie, cu copii, cu părinți. Aveți prieteni mincinoși și înșelători care vă urmărește să vă ia soțul, soția, partenerul, partenera. Nu este bine în casa dumneavoastră, la unele persoane. Unele persoane sunt singure, rămâne singure deocamdată. Se îmbunătățește ceva cu banii, se îmbunătățește relațiile, se îmbunătățesc relațiile în familie și cu prieteni până la urmă. Descoperiți ceva ce nu știați până acum. În rest, dacă aveți dorință, nu prea se împlinește acum. Sunteți puțin distanți, puțin reci cu acea persoană sau persoana pe care o iubiți nu este lângă dumneavoastră. Ai și sicriu și norocul. Deci, se rezolvă ceva în dragoste, în casă. Se termină o criză, o problemă, o neliniște a dumneavoastră pe care o aveți. Și veți avea noroc în casă, în familie, în dragoste, dar când terminați ceva, deci ca și când terminați cu o persoană și începeți cu altă persoană, dacă aveți asta în gând. Ca și când plecați de undeva și aveți noroc în casă, unde simțiți dumneavoastră casa, da? Deci poate să fie în altă parte, poate să fie... Unde vă simțiți acasă. Noroc în casă, despărțire. Dacă vă despărțiți, este bine. Și așteptați o acte undeva să plecați unele persoane. Asta văd că spuneți stop, că vreți să plecați de undeva, să mergeți în altă parte. Văd un drum, alt drum. De 3 ori, 4 ori m-a picat. Așa. În rest, noroc până la urmă. Cam asta a fost. Vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.